Bravo. Bun venit la episod de Free Fire cu Denis Gaming. Acum o să băgăm și noi un meci pe solo să ne încălzim. Suntem cu prietena noastră alături, Denisa. Vrem să facem și noi astăzi un win și câteva kill-uri. Așa, am oprit microfonul că s-auzea niște sunete, dar l-am pornit din nou. Netul ne stă cam slab și am sărit și noi un pic. Așa. Mi s-a blocat, dar nu știu de ce. Până acum avem și noi două kill-uri. Acest episod este... Am început bine. Să ne dă și noi un medkit repede. Așa. Ne luăm și noi astea două. Mi se părea că era cineva pe aici. Avem până acum avea 2 kg și nu să facem asta 10 kg. Ne-am oferit ca să facem asta 10 kg. Așa, să vedem dacă putem să facem asta 10 kg. Că suntem pe un episod. Și am revenit, că am avut nițică conexiune de la internet care nu ne-a mers bine netul. Și am ajuns tocmai aici. De celălalt. Să vedem dacă putem să trântim la pământ. Și l-am trântit. Să facem... Să-l omorâm de tot cu VSS-ul. Avem... N-am luat tigaia, că este mai bună. Ce mai avem noi pe aici? Un medkit care... Acum nu ne trebuie cam deloc. Și după aceea o să mergem și noi pe la Denisa, că am lăsat-o cam în urmă. Și cam o să moară. Și mergem la aia ca să o ajutăm, să nu o lăsăm singură. Văd că mai are cam puțină viață. Și a dat knock. Venim noi, acum putem de repede. Să nu putem, că trag alți musafiri. Nu pot să ajung. Dați și voi un like dacă vă place seria noastră de Free Fire. Aveți și până acum 5 kg. Ne luptăm. E pe 40.
Îmi place foarte mult să joc cu MP40. Avem și noi un skin pe Famas, dar până acum nu ne-am luat skin-ul. Și o să jucăm. Fără skin. Să vedem dacă putem să găsim și noi un ghezan mai mare. Deisa, de găsit prietena noastră, a murit când am putut să ajungem la ea. Că n-a sărit odată unde am sărit eu. Că a rămas ca urmă în avion. Să vedem. Ce avea pe aici, n-are niciun ghiozdan de 3, că avem și noi nevoie de ghiozdane de 3. Și o să ne luăm și noi 5 puncte după hartă. Hai, vrem să facem și noi al șaselea kill. Un kill este făcut. Și al doilea. Avem 7 kg. Ce calome, am făcut 7 kg așa de repede. Ne-am descurcat bine cu ei până acum. Este danger, ne cam așa. Să nu ne pice danger, dar niciun ghiozdan de 3, dar am găsit un scop de 4. Este foarte bine dacă am găsit. O pa dăm pe ăsta jos și luăm pe cel de 4. Să ne dăm să treacă dangerul. Să mergem în casă. Dăm medkit-ul acesta repede. Și nu pe acesta. Vedem, o fi vine cineva cu mașina. Un squad. Unul este mort. Ne încărcăm și noi arma. Lăsăm omorul și cu acesta. Dar până și cacă el arma, noi cam l-am omorât. Ce am zis? L-am omorât și pe acesta. Dar am zis să iei sticla, e cea mai bună. S-a blocat, dar nu știu de ce. Am dobărât unul și cu arma cancer. Puteți să vă abonați la canalul meu, că o să facem și episoade în live, că sunt un jucător bun. Nu pot să zic că sunt prea bun, dar sunt și eu un jucător foarte bun. Și am văzut 3 musafiri pe hartă. Să mergem să-i omorâm. Să mai ne arate încă o dată. Că vedem și noi mai bine. O, sunt mai mulți. Cât mai bine pentru noi. Acum o să revenim, o să oprim nițel. Și am revenit, mai am făcut și noi încă un kill foarte repede. O să ne dăm și noi repede un medkit. Și încă un kill. 12 kg. Foarte extraordinar. Am făcut și noi 12. Și vreau să facem și 14-lea. Să mai luăm și noi repede niște gloanțe de aruncare.
Ce avea acesta? Că n-am văzut cam bine. A, ziceam că avea groza. Așa, avem 12 kg. Și în acest episod vreau să facem și noi buiahu. Buiah! 14 kg și mai aveam 104 viață. Să ne încărcăm și noi armele. Asta nu mai putem să mai ne dăm medkit-ul. Și ăsta a fost episodul pentru astăzi, să reveni cu mai multe episoade. O, a avut și Denisa 3 kg. Așa, o să revenim. Ăsta este episodul pentru astăzi, să reveni cu mai multe episoade. La revedere!